Filmul te va iniția în istoria și modul de realizare al unui vechi meșteșug, în arta covorului în bumbi, un produs textil de factură groasă, cu o singură față, confecționat într-o tehnică originală din fire de lână răsucite pe urzeala din fire de cânipă sau bumbac. Acest gen de covor are și proprietăți curative. Filmul te va ajuta nu numai să faci cunoștință cu un meșteșug aproape dat uitării, dar să însușești o meserie neobișnuită și utilă omului contemporan. În taina acestei arte se pătrunde treptat. Pentru început vei afla posibilitățile acestui meșteșug, apoi vei învăța alfabetul și gramatica împletirii rozetelor cu nod și abia după aceea vei începe să îndeplinești o piesă model de sine stătător. Covorul ales în bumbi are la bază un sistem complex de fire întinse pe gherghef, fire orizontale și fire verticale, întinse pe cele două diagonale. Toate acestea constituie urzeala covorului. Firul de beteală este trecut în sens circular, pornind din punctul de întărire al firilor urzite. Astfel, în jurul fiecărui punct se formează un bumb, care se mai numește bobolană. La alesul covorului în bumbi sunt antrenate toate degetele mâinilor, având fiecare funcție de masare activă și neprogramată. Cu ajutorul unui ax sub formă de arc sau bolt încovoiat, confecționat în mod manual, meșterița răsucește firul de beteală în jurul punctului de intersecție al celor 8 raze de urzeală pentru obținerea bumbului, cercului bombat. Produsul obținut este un textil artistic de factură groasă, un gen deosebit de covor nețesut, încă foarte puțin cunoscut pe meleagurile noastre. Altădată, covorul în bumbi a avut altă soartă, una mai bună. Era larg răspândit în zona centrală a Moldovei, în raioanele Ungheni, Nisporeni, Fălești. Această tehnică veche, acest minunat gen de artă populară, a fost revitalizat în anul 1998 de către meșterița populară Tatiana Popa. Susținută și încurajată de diversi parteneri serioși, dar și de reprezentanții Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, în persoana domnului Ion Bălteanu, eforturile acestei harnice și deosebite meșterițe, Tatiana Popa, acest gen de covor autentic a prins viață, a reînviat. Covorul are o suprafață scorțoasă și una moale. Pentru realizarea covorului se folosesc cele mai simple materiale, deșeuri de lână, ațe colorate sau în culori naturale, care prin îmbinarea ornamentelor pot crea operă de artă populară veritabilă. Ustensilele necesare pentru țesutul covorului în bumbi: gherghef, ramă de lemn, suport pentru urzeala covorului, urzeală, fire fixate pe gherghef, pe care se va broda beteala, beteală, fire cu care se lucrează pe firele urzite, rozeta, modulul patrat format din firele urzite, suveica, ac încovoiat, instrument cu care se împletește beteala pe firele urzite. Astăzi, în unele școli din Moldova, în cadrul orelor de educație tehnologică, copiii învață să confecționeze covorul în bumbi. În atelierul meșteșugăresc model, laborator practic deschis la Muzeul Casa Părintească, zeci de tinere femei și copii din satul Palanca și din întreaga Moldova, ghidați de neobosite meșterițe țesătoare, ajută la perpetuarea unei tradiții artistice valoroase. oameni împătimiți de frumos din întreaga țară vin să se inițieze în taina covorului în bumbi, asociindu-se într-o frumoasă comuniune spirituală și de credință strămoșească, comuniune care este o șansă sigură pentru supraviețuirea covorului, în special a covorului în bumbi, care se pliază perfect în modernitatea timpului pe care îl trăim.